Am văzut împreună, într-un clip anterior, cum arată și cam cum se compară cu ceilalți competitori de pe piață, în acest moment, noul HTC One M8. Hai să vedem împreună ce știe să facă. O să scot din această carcasă Dot View, pe care v-am prezentat-o în clipul de prezentare generală. O dăm deoparte ca să controlăm mai bine telefonul și cam așa arată Blink Feed-ul. Este un ecran și foarte luminos. El a dat pe luminozitate maximă astfel încât să arăt cât de puternic este, dar o să-i scad acum puțin luminozitatea ca să ne înțelegem noi un pic mai bine cu el. O să-l trec pe automat. Cam așa. Și cu ocazia să v-am și arătat cum începem să umblăm prin meniu. Așadar, Blink Feed-ul de acum actualizat, poți să adaugi inclusiv informații din surse românești. Asta mă atrage, faptul că au îmbunătățit lucrul ăsta. Pe versiunea anterioară mi-era destul de greu să fac lucrul ăsta, dar în stânga poți să vezi highlights, sursele, spre exemplu custom topics, cum e Mediafax sau Vremea Locală, am adăugat CNET și chiar informații din Facebook. Așadar, postările prietenilor se actualizează în acest ecran. Pur și simplu poți să vezi știri și postările prietenilor într-un singur loc. Și îmi place cum arată. Dar dacă dai în dreapta, te întorci la un ecran aproape tipic de Android, în varianta aceasta HTC Sense îmbunătățită pentru un nou M8, cam așa arată. Ce m-a impresionat pe mine este că este prima interfață de Android care se mișcă așa cum ar trebui, ca un iPhone, și să vă fac o demonstrație. Întotdeauna când testez telefoane, mă interesează cât de repede răspund la comenzi, da? Și în momentul în care, uite, o probă foarte simplă este să intri în aplicația de apelare. Vrei să intri instant și vrei să-ți dea senzația că atunci când apeși se întâmplă pe loc, pe Galaxy-uri sau pe alte telefoane, întotdeauna am mici întârzieri. Browserul, aproape instant. Sau cel puțin la fel de repede ca pe iPhone. Pe care îl bate de anumite puncte de vedere, evident, la viteză, are un procesor mai nou. Din punct de vedere al specificațiilor, acest HTC One M8 are la bord un Snapdragon 801, cea mai nouă generație, tactat la 2,3 GHz și vine cu 2 GB de RAM. Așadar, este un procesor foarte nou, dar este ajutat de doar 2 GB de RAM, în timp ce Note 3 are 3 GB de RAM. Și atunci, dacă avem această platformă hardware, hai să vedem cât de bine se descurcă în benchmark-uri. Și am făcut un benchmark mai devreme ca să nu pierdem vremea. Și cam așa arată scorul lui în Antutu. 33.545 de puncte. Și zice că acest device este incomparabil, cel puțin asta zic cei de la Antutu. În ranking, hai să vedem pe bar chart, device-ul meu vine acolo cap la cap cu Sony Xperia Z Ultra și ușor sub Samsung Galaxy Note 3, puțin peste Xiaomi Mi 3. Ar putea să facă ceva mai bine în benchmark-uri, dar puțin mai slab. Ideea este că ai un Android de top. Și la acolo sus, deși procesorul este puțin mai nou decât la Note 3, faptul că are doar 2 GB de RAM îl ține puțin acolo sub amiralul celor de la Samsung. Cu 3 GB de RAM acest telefon cred că ar fi absolut imbatabil. Dovada este, spre exemplu, telefonul celor de la Allview, X1 Soul Extreme, acela are 3 GB de RAM și lucrul ăla se vede. La device info, să mergem repede prin specificații, Androidul 4.4.2, procesorul aici scrie Qualcomm Snapdragon 800, este declarat 801, procesorul grafic, GPU-ul, este un Adreno 330 și o să vedem ce înseamnă lucrul ăsta imediat. Ecranul Full HD de care vă spuneam, camera de pe spate, ultrapixelul de 4.1 cu o memorie disponibilă. Varianta asta pe care eu o am, din câte îmi dau seama, are 32 de giga stocare, ajuns să folosești în viața reală doar 20 din ei. Dacă mai pui și aplicații, încep să scadă. Eu mai am doar 16-17 giga pentru că am și instalat vreo 2 giga de aplicații. Cele patru nuclee, frecvența în care lucrează și-a dat de la 300 până la 2,265, adică 2,3 GHz aproximativ, și câteva informații de genul ăsta, alte lucruri mai puțin importante. Avem GPS pe el, avem senzor de gravitație, accelerometru, senzor de lumină și dacă tot este să vorbim, senzor de temperatură nu are, asta este o chestie, și senzor de temperatură ambientală, cum avea, spre exemplu, S4 și are renunțarea pe S5, la fel și umiditatea. Accelerometrul din acest telefon este unul de foarte bună calitate, iar telefonul vine, spre exemplu, la bord cu o aplicație preinstalată de la Fitbit. Unde era? Că era pe aici. Tocmai am și actualizat-o. Fitbit. Iar funcțiile dintr-o brățară
de fitness, cum este, spre exemplu, acest Fitbit Force, a fost integrată în telefon. În teorie, aceeași precizie a măsurătorii câte vreme ții telefonul în permanență pe corp sau în mână. Și atunci, da, e bine că ai astfel de aplicație, îți înlocuiește o brățară altfel destul de scumpă, însă, pentru numărătoare exactă, cât mai exactă a pașilor, avea nevoie de un accesoriu suplimentar. Ce apreciez însă la ei este că, în loc să își creeze propriile lor accesorii, s-au dus la cineva care face unele deja de foarte bună calitate și, în ciuda problemelor de alergie pe care acest Fitbit Force este acuzat că le generează, este cel mai bun pedometru de pe piață în momentul acesta, iar tehnologia aceasta a fost integrată de cei de la HTC. Nu au făcut ca Samsung să-și facă propriile lor brățări. Bun. Așadar, Blinkfeed, ecranul principal, ați văzut ce înseamnă potența procesorului, o să vedem ce înseamnă și în jocuri și în partea grafică într-un clip suplimentar. Hai să mai vedem câte ceva din meniu. Un deget de sus, vedem notificările, două degete de sus, vedem toate comenzile și avem Extreme Power, nu știu ce, nu pot să văd toată denumirea pentru că au fost prea puțin inspirați și au făcut o denumire lungă și ne-am căput acolo. Controlul pentru luminozitate, accesul la setările complete ale telefonului, controlul pe Wi-Fi, Bluetooth-ul, modul Airplane, modul de economisire a bateriei standard. O să vedem ce înseamnă și Extreme Power imediat, rotația ecranului, datele mobile, este un telefon capabil de rețele 4G Cat 3. Avem profiluri de sunet și modul de nadistrăb ca să nu fii deranjat noaptea. HTC Mini Plus este o chestie foarte tare dacă ții un fel de telecomandă pentru telefon, un fel de hands-free și îl poți conecta pe NFC, dar poate să-l cumperi, așadar nu vă pot face o demonstrație cu el pentru că nu îl am. Bun, și cam așa arată meniul de sus. Hai să vă arăt foarte repede, spre exemplu, cum adaugi o rețeaua Wi-Fi. Dacă apăs o singură dată, dezactivez Wi-Fi-ul, dar dacă ține apăsat un pic sau apăs aici pe punctulețe, pot să văd rețelele Wi-Fi să le adaug. Mă întorc, spre exemplu, hai să vedem Bluetooth. Apăs o singură dată, o animație simpatică mi-arată că se activează Bluetooth-ul, mă duc și apăs aici și pot să adaug un device. Din nou mă întorc în ecranul ăsta, AirPlay-ul și toate lucrurile astea. Modul Power Save scade puțin luminozitatea ecranului și mai taie puțin din puterea procesorului, îmi spune aici, reduce puțin din luminozitate, cum vă spuneam, oprește vibrațiile și când ecranul este stins, va opri conectivitatea de date. Este un mod pe care poți folosi toată ziua și te asigură în același timp că telefonul nu va trage de pe net. Este o chestie utilă. Însă dacă vrei performanță maximă și vrei să faci jocuri și alte lucruri, îl vei opri. Hai înapoi. Așa. Îmi arată și câteva informații legate de putere aici. Sunt o mulțime de lucruri interesante prin meniu. Hai să vedem ce înseamnă acest Extreme Power Saving Mode. Asta înseamnă că o să reducă la minimum utilizarea procesorului, reduce la minimum luminozitatea ecranului, lucruri pe care le-am văzut și mai devreme, oprește și vibrațiile, asta am văzut, oprește conexiunea de date când ecranul este stins, asta am văzut, și apoi va lăsa doar anumite aplicații esențiale să ruleze și oprește pedometrul. Adică este ceea ce am văzut mai devreme cu limitarea unor aplicații și oprirea pedometrului. Hai să vedem ce înseamnă lucrul ăsta. Și în momentul acesta, din câte văd, am o interfață background data restricted, bla bla bla. Din câte dau seama, am doar un anumit număr limitat de aplicații pe ecran. Nu mai pot să mai văd alte aplicații. Am doar aplicația de telefon, e-mailul, calculatorul, calendarul și mesajele. Nu văd un browser aici. Nu mă lasă să mă dau pe net, dar pot să fac calcule matematice, pot să-mi văd calendarul, pot să-mi văd e-mailurile și pot să dau telefoane. Am acces la agendă. Datele vor fi oprite când sting ecranul și de aici dacă dau pe exit ies din modul ăsta. Însă, spre deosebire de Samsung Galaxy S5, nu mai am nici măcar comenzile astea de notificări. Spre deosebire de Samsung Galaxy S5, aici scade mult luminozitatea ecranului, dar nu trece în alb-negru. S5-ul trece în alb-negru pentru a economisi la maximum bateria. În acest mod, există teste pe net făcute de unii care spun că ar ajunge cu el la 3 zile de utilizare. Foarte repede iese din modul acela de Extreme Power Saving Mode la meniul principal, mult mai repede decât Galaxy S5, cel puțin, care lua vreo 10 secunde să facă lucrul ăsta. Și cam așa arată meniul aplicațiilor. Din nou, un ecran care, și un meniu care răspunde aproape instantaneu. Asta îmi place foarte mult la acest telefon. Este foarte, foarte rapid. Răspunde absolut toate comenzile, absolut nimic de reproșat. Să vedem foarte repede ce înseamnă meniul complet de setări. Iată setările mai în detaliu.
pe lângă ce ați văzut în zona de widget-uri și în afară de ce v-am spus, mai avem pe el NFC, hotspot, poți să setezi pe ce aplicații vrei să trimiți mesajele, mai nu poți să faci pe Hangouts, media output, ai la dispoziție mai multe variante, poți să trimiți către alte telefoane, către televizoare sau poți să faci să vezi ecranul pe televizor. Personalizare, conturi și sincronizare, e același meniu de Android, dar adaptat pentru acest telefon. Mode battery saving, backup and reset și există un sistem prin care poți să transferi de pe un alt telefon toate setările și toate contactele, despre exemplu cum sunt informațiile aici la un iPhone. Poți să restaurezi tot ce puteai găsi într-un backup de iTunes sau să iei contactele prin Bluetooth de pe un iPhone. Așadar, este gândit ca să poți face conversia de la un alt telefon către HTC One dacă te-a încântat chiar de tare. Display-ul și gesturile, fonturile și lucruri pe care poți să le setezi. Senzorul G pe care poți calibra. Boom sound-ul este automat pe on, din câte îmi dau seama. Sound. Flip to mute, ai și gesturi, adică poți să întorci telefonul cu fața în jos ca să nu mai sune. Poți să-l folosești și cu mănuși. Ați văzut cât de sensibil este că și prin capacul ecranului poți să răspunzi la apeluri. Setări de aplicații. Stocarea. Așadar, vă spuneam că, ia uite, din phone storage aveam 16 GB, din care mai am doar 8,13, așadar cred că am o versiune de 16 GB în teste, din câte îmi dau seama. Make more space, poți să mai ștergi în aplicații, poți să scriptezi toate fișierele de pe telefon, astfel încât dacă cineva ți-a telefonul și nu are parola, nu ar putea să le folosească, dar foarte important, poți să adaugi un card de memorie, asta mi se pare foarte util. Ok, power, am arătat deja mai devreme, language and keyboard, poți să adaugi și limba română sau poți să umbli la setările de tastatură, text-to-speech, folosește motorul celor de la Google și cam atât. Poți să legi și un mouse, că suportă chiar și lucrul ăsta, poți să printezi din el și alte lucruri. Cloud printing on. Ok. Și cam ăsta este meniul telefonului. În mare, browserul foarte rapid. Hai să deschidem repede și o pagină. Dat o căutare, deschidem un site, oare ce site. Deschidem un articol cu video. Să vedem dacă cât de repede pleacă și lucrul ăsta. Dau play. O să-i dau full screen să vedem dacă știe, evident. Și cu ocazia asta vom auzi și sunet. Unul dintre puținele telefoane care mă convinge că are și bas pe difuzoare. Ia, hai să vedem totuși video. Așa, să derulăm un pic. Mi-a tras versiunea 720p, din câte îmi dau seama. Și imaginea, evident, de foarte bună calitate. Display-ul IPS este excelent. Nimic de reproșat. Așadar, browsing de bună calitate. Dar sunt convins că, dincolo de browsing, de apeluri, de funcții de genul ăsta, te interesează foarte mult camera. Cam atât deocamdată despre funcțiile lui HTC One M8. Dacă vrei să vezi o prezentare generală, alte clipuri, galerie, foto și mai multe informații la mine pe blog, nu uita să dai subscribe pe YouTube. Până data viitoare, numai bine!